Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Constanța News TV. Ne aflăm în Comuna Constanțeană, Saraiu, și invitata noastră de astăzi este doamna primar Dorina La Irimia. Doamnă primar, vă mulțumim că ne găzduiți aici la dumneavoastră. Se apropie, sunt niște zile foarte pline pentru dumneavoastră, ne apropiem cu pași repezi de duminica în care în toată țara locuitorii își vor alege primarii, administrația publică locală. Se știe că în ceea ce privește aceste alegeri, în general oamenii aleg oameni, mai puțin partide. Dumneavoastră candidați pentru un nou mandat, nu? Al treilea. Așa este, bună ziua, bine ați venit în familia Saraiu, mă bucur că am oaspeți ca dumneavoastră. Sunt primar la al treilea mandat. Așa cum dumneavoastră ați precizat, în mediul rural oamenii aleg omul și nu partidul din care faci parte. Este important și partidul, pentru că fără o susținere politică, din păcate, trăim vremurile în care derularea proiectelor europene există o prioritizare, aș putea spune, uitându-se la minister pe o listă, ceea ce consider eu în calitate de edil, de primar, nu este corect această evaluare. Atât timp cât un proiect este eligibil, există pe un ordin de ministru, consider că ar trebui derulate toate aceste proiecte care pentru infrastructură în mediul rural înseamnă foarte mult. Pentru a avea apă, iluminat public, canalizare, asfalt, consider priorități, consider o strictă necesitate pentru toți cetățenii, fără diferențe de mediu rural și mediu urban. De aceea, în Comuna Saraiu avem în desfășurare, la ora actuală, mai multe proiecte pe fonduri europene. De asemenea, avem mai multe proiecte finalizate, care ne-au adus o mulțumire sufletească, pentru că în urma noastră a fi primar înseamnă ceea ce poți lăsa în urma ta, amprenta pe localitatea pe care o poți păstori. Recunosc, pentru mine este prima oară când vin aici și chiar am fost surprins să văd, pentru că am mai fost prin județ, am văzut primării oarecum înghesuite, să zic așa, la dumneavoastră. Chiar e foarte plăcut, or să vadă și telespectatorii noștri, cei care ne urmăresc. Aveți o primărie frumoasă, o comună deschisă, ca să zic așa, și vă felicit pentru acest lucru. Vă propun să mergem etapizat și aș vrea să vă întreb. Iată, aveți 8 ani, nu? De mandat, de când sunteți primar, 2 mandate. Ce ați găsit când ați venit la primărie? Cum ați crezut că va fi și cât de diferit este? Aveți dreptate, în anul 2012 a fost o provocare de a candida la funcția de primar, însă în momentul când oamenii te-au votat, ți-au dat un vot de încredere, acest vot de încredere m-a obligat să scot comuna din anonimat și noi, chiar dacă suntem departe de Constanța, să devenim, îmi doresc și mi-am dorit să devenim o comună europeană. Astfel că am plecat de undeva de sub linie. Vreau să vă spun că nu sunt mulțumită de realizările mele. Mă așteptam să pot realiza mai multe obiective, însă, așa cum precizam și mai devreme, derularea proiectelor se face pe un mediu desfășurat. În timpul unui mandat abia poți să pornești cu un studiu de fezabilitate și ulterior, abia în al doilea mandat, se pot vedea rezultatele muncii din primul mandat. Așadar, pentru Comuna Saraiu, un proiect deosebit de important este asfaltarea întregii localități. Avem un proiect integrat, 35 de kilometri de asfalt. Din păcate, investiția s-a derulat, pot spune că s-a finalizat asfaltarea în localitatea Dulgheru, pe o lungime de 17,5 kilometri, un proiect de o mare anvergură, ceea ce bugetul local al Comunei Saraiu nu ar fi avut posibilități să implementeze acest proiect.
Ne aflăm la finalizarea acestui proiect. Chiar săptămâna aceasta așa s-a întâmplat, nu pentru că este campanie electorală, va fi asfaltată și localitatea Stejaru, urmând ca cu ajutorul lui Bunul Dumnezeu, în primăvară, să se asfalteze și localitatea Saraiu, care vreau să spun că este deplorabilă demersul când vii de la Dulgheru în comuna Saraiul, stadiul străzilor în care ne aflăm și chiar este o necesitate. Al doilea proiect care este finalizat cu multă muncă, dăruire și abnegație este o casă de cultură. Pentru mine cultura înseamnă educație, copiii înseamnă educație, fără educație nu putem să existăm, este emblema localității. Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să implementăm acest proiect prin Compania Națională de Investiții, un proiect foarte important pentru Comuna Saraiu, cu o valoare de 3.500.000 RON. Pot spune că avem o casă de cultură la standarde europene. Din bugetul local al primăriei, pentru că un lucru finalizat, cer să completez și cu alte lucrări. Prin bugetul local am finalizat sistematizarea parcului din fața casei de cultură, montarea gazonului verde, pentru că spațiul verde înseamnă mult pentru copii, pentru oameni, pentru locuitori. De asemenea, am pavat aleile toate și acum se lucrează la platforma din fața primăriei Comunei Saraiu. Am observat. Așa cum știm, primăria este cartea de vizită a localității. Ne-am străduit să finalizăm și sediul nou al primăriei. Este construcția alăturată actualului sediu. Ne vom strădui ca în acest sediu în care ne desfășurăm activitatea să devină o casă a căsătoriilor cu sală de așteptare, așa cum se cuvine, să ne respectăm locuitorii. Este foarte important, se spune că, de fapt, principala avuție a unei comunități este reprezentată de oamenii din acea comunitate și de modul în care administrația publică locală reușește să atragă oamenii în localitate. Cum stă Saraiul din acest punct de vedere al, eu știu, sporului demografic, al oamenilor care vin aici eventual să investească, să se restabilească, poate oameni care, e cunoscut că în toată țara sunt sute, mii de familii care au plecat în căutarea unei vieți mai bune, de cele mai multe ori în străinătate sau poate la orașele mari, cum, eu știu, poate aici Constanța, Tulcea, orașele apropiate. Cum stă Saraiul din acest punct de vedere al oamenilor? Din punct de vedere ca și oferta locurilor de muncă, pot spune că avem înființat la nivel de comună o asociație a crescătorilor de animale și a cultivatorilor de pământ. Spun lucrul acesta întrucât Comuna Saraiu are o suprafață destul de mare, teren extravilan, 12.000, aproape 13.000 de hectare. Investitori în comuna noastră avem diferiți fermieri care lucrează suprafețe destul de mari, 3.000 de hectare, 2.000 de hectare, 2500, 1000 de hectare. Este adevărat, îmi doresc să pot implementa un proiect prin accesarea fondurilor, prin Asociația Crescătorilor de Animale și a deschide un ICIL în localitate și un abator, pentru că sunt foarte utile să venim în sprijinul crescătorilor de animale ca munca lor să se regăsească la niște prețuri finale corespunzătoare. Am înțeles. Este aceste două, eu știu, ocupații sunt principalele atracții pentru investitori, nu, în zonă. Desigur. De, spuneți-ne, vă rog, aminteați mai devreme despre Casa de Cultură că e importantă pentru tineret, da? La fel de important este și educația, pentru că veți vrea să aveți tineri și oameni după aceea care, maturi, care se întoarcă în comună și să fie alături de, de dumneavoastră, să contribuie la dezvoltarea comunei.
cum stă comuna din punct de vedere al educației, al școlilor, al condițiilor pe care le oferiți și de ce nu în această perioadă cum v-ați descurcat, pentru că trăim iată vremuri mai deosebite, nu ne-am confruntat cu așa ceva. Așa este, din păcate traversăm o perioadă mai grea, o perioadă cu restricții în care suntem obligați să păstrăm așa zisa distanță socială. În acest an, de altfel ca și în anii precedenți, instituțiile de învățământ au fost dotate corespunzător, au așteptat copiii într-un mediu corespunzător pentru începerea cursurilor, din păcate fără o activitate festivă de deschidere. Însă, ca în fiecare an, am avut un program Ghiozdanul de școală și am căutat să bucurăm copiii oferindu-le acest ghiozdan cu rechizite pe care l-au găsit în fiecare băncuță. De asemenea, pentru copiii de grădiniță, am terminat finalizarea unei construcții, o grădiniță nouă, în localitatea Dulgheru, în valoare de 605.000 RON. Chiar pot spune cu un cadru de poveste, am reușit să facem și o pictură prin care să încântăm copiii cu atmosfera de bază. Am denumit-o Cenușăreasa împreună cu doamna educatoare și doamna director. Se lucrează la finalizarea mobilierului școlar pentru dotarea acesteia și ulterior, după alegeri, vom face și sistematizarea parcului, a curții grădiniței, cu jocuri specifice vârstei, adecvată vârstei, și să existe condiții frumoase pentru desfășurarea activității. Cam câți copii aveți în comună? 185 de copii, iar pentru cei de la Școala Generală Nicolae Maraloi am ajuns să finalizăm o investiție destul de frumoasă, o sală de sport, de asemenea, tot prin Compania Națională de Investiții, o sală de sport la standarde europene. Da, este foarte important să punem copiii pe terenurile de sport, în sălile de sport, decât să-i ținem, eu știu, în casă sau prin alte locuri unde pot ajunge. Spuneți-mi, ca și strategie de viitor, care ar fi prioritățile dumneavoastră pentru viitorul mandat? Ca și strategie de viitor, așteptăm votul tuturor cetățenilor. Ulterior, eu am multe proiecte pentru a dezvolta comuna Saraiu. Sper că cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua împreună și vom implementa restul proiectelor care sunt o parte în desfășurare, o parte vor începe. De asemenea, spun acest lucru, avem în desfășurare modernizare, extindere, dispensar uman în localitatea Saraiu, care va fi prevăzut cu un laborator de analize medicale. Spun acest lucru, oamenii nu vor mai fi nevoiți să meargă la cel mai apropiat centru, respectiv Spitalul Hârșova, vor putea face analizele aici, vor fi dotat cu o sală de nașteri, cu o ambulanță. Consider eu că pentru oamenii în vârstă este un mare ajutor, nu numai pentru locuitorii comunei Saraiu, chiar și pentru localitățile limitrofe, Vulturu, Pantilimon, Runcu, Horia, Gârliciu, pentru că așa a fost și anterior, un centru medical zonal și mi-am dorit să ne punem amprenta, să devenim un centru de referință medical, dotat cu un aparat ECO. Și vom vedea ce necesități se vor mai impune. Noi avem toată deschiderea să participăm din bugetul Consiliului Local la dotarea dispensarului. De asemenea, avem un alt proiect important pentru comunitate, modernizare și dotare gospodărie de apă. Este în implementare, sperăm ca în decurs de 2 săptămâni să fie finalizat. Este dotat cu stații de tratare a apei, ceea ce înseamnă foarte mult ca să nu mai existe nitrați la nivel de comună și să avem o calitate mai bună a apei. O dotare corespunzătoare și o calitate mai bună a apei, pentru că apa înseamnă viață. Suntem una dintre puținele comune care nu am dat apa spre administrare la Raja. La noi apa, avem înființat un serviciu public de alimentare cu apă. Apa este un leu 84 metru cub, ceea ce înseamnă mult pentru cetățean. Așa că, costul fiind accesibil, ei pot să aibă condiții normale, firești.
din punct de vedere al iluminatului public. Cum stați? E foarte important pentru că se știe, contribuie acest lucru la acel sentiment de securitate pe care oricine vrea să-l aibă atunci când, eu știu, iese seara să plimbe pe străzi. A fost unul dintre proiectele prioritare, este realizat încă din primul mandat, pentru că iluminatul public înseamnă siguranța cetățeanului pe stradă, există o limită de confort, a fost unul dintre proiectele prioritare în primul mandat implementat. Tot la capitolul infrastructură ar fi distribuția și alimentarea cu gaze. Aveți în comună un astfel de proiect? Da, avem acest proiect deja depus pe minister. Așteptăm după alegerile parlamentare, bineînțeles, să înceapă implementarea. Acest proiect este de o anvergură destul de mare. Niciodată n-ar fi putut fi susținut din bugetul local. Eu sper, ca fiind pe ordin de ministru, să înceapă de îndată și dezvoltarea acestui proiect, care înseamnă foarte mult pentru Comuna Saraiu și nu numai. Aveți numărul de gospodării necesare pentru punctajul Da, ne-am cerut? Aveți, încadrat. Da. da. Doamnă primar, în momentul în care ajungeți cineva pe fotoliul dumneavoastră, pe fotoliul de primar, generic vorbind, desigur, mai ales prima oară, probabil că se așteaptă la, nu știu, alte lucruri, se gândește că ce frumos este să își poată implementa ideile. Dar cât de simplu sau cât de complicat este, spuneați mai devreme despre proiecte că durează foarte mult, v-ați lovit de acest impediment în activitatea dumneavoastră, cum decurg lucrurile? Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă, pentru uneori oamenii de pe stradă spun: domnule, dar de ce nu face asta? Ce vreau eu, să zicem, fiecare cetățean are o durere, să spunem. De ce nu face asta acum? Este adevărat. De profesie eu sunt inginer. Provocarea mea de a candida în 2012 din mediul privat, venind în administrație publică locală, a fost destul de greu, pentru că dacă în mediul privat tu ai un buget și îl poți coordona, poți fi un bun manager și îți poți implementa proiectul propus în anumite termene, în administrația publică locală nu este așa. În administrația publică, dacă nu ai niște SF-uri depuse spre aprobare, care durează o perioadă de timp, evaluarea lor, adică de la nașterea unui SF și până la începerea unui proiect, vreau să vă spun că este o perioadă destul de lungă, respectiv 3-4 ani. Așa că Asta de ce depinde evaluarea studiului de fezabilitate? Păi, studiile de fezabilitate și punctajul acestora, dacă întrunești că a întocmi un studiu de fezabilitate, toată lumea poate să facă, dar trebuie și la evaluare să Să îndeplinești un atingi, nu anumit știu. punctaj. Abia după aceea se face o listă sinteză, se merge pe un ordin de ministru, se caută finanțele care să fie acordate acelui proiect și abia după ce ai asigurată sursa de finanțare, începe procedura de licitație. Procedura de licitație care este destul de greoaie. Sunt destui de mulți constructori care se înscriu la licitațiile publice. Încep chiar lucrările, se semnează contracte de finanțare. Ulterior, pe parcursul derulării, nu pot fi duse la implementare și ești nevoit să reiei procedura, ceea ce este o pierdere de timp. Doi este asigurarea fondurilor. Din punctul meu de vedere, eu chiar consider că ar trebui să se deruleze mai repede proiectele, atât timp cât tu l-ai aprobat și este pe un ordin de ministru și există un contract semnat să se asigure fondurile necesare, pentru că auzim la guvern că nu se cheltuiesc fondurile europene, că nu se absorb fondurile. Nu este așa. Procedura la noi în România este foarte stufoasă. Dacă ne uităm la colegii noștri din Bulgaria, la vecinii noștri în Polonia,
Polonia au găsit susținere și a simplifica modul de absorbție a fondurilor europene, ceea ce la noi este foarte greu procedura, este foarte grea procedura. Însă și fără accesarea acestor fonduri, multe comune sau multe orașe nu s-ar putea dezvolta. Sunt convins că, nefiind o comună mare, foarte mare, aveți nevoie de o prioritizare a acțiunilor pe care le întreprindeți și se poate întâmpla că aceste acțiuni să nu corespundă cu ceea ce ar vrea imediat cetățenii. Cum rezolvați această problemă? Eu am căutat întotdeauna ușa primarului să fie deschisă pentru orice cetățean. De fiecare dată am venit în deschis în comunicare cu cetățeanul, atât prin media, cât și pe Facebook, pentru că acum este accesul cetățeanului din mediul rural, toată lumea are un profil de Facebook, și să-i informez cu fiecare acțiune și fiecare activitate. Așa cum spuneam anterior, și eu mi-aș fi dorit să dezvolt mult mai multe proiecte, însă nu se pot realiza ca și în propria gospodărie. Toate obiectivele odată. Sunt obiective pe care și în familie le implementăm pe parcursul vieții, așa și în administrația locală, cu răbdare și cu sănătate de la bunul Dumnezeu, toate se vor implementa. Cu privire la, mă refer strict la comuna Saraiu, eu sunt un om devotat localității și chiar pot spune că orice fac, fac cu dăruire, și atât timp cât faci cu dăruire, cu multă muncă și abnegație, nu există să nu avem rezultate. Nu așa cum ne-am dorit, dar eu caut să ajungă comuna Saraiu la nivelul unei comune micuțe, de calibru comunei noastre, dar să devenim o comună europeană. Ne apropiem de finalul discuției. Cred că cei care ne urmăresc și în special prioritar cetățenii din comună, pentru că este important pentru ei să cunoască gândurile dumneavoastră, aș vrea să le adresați câteva cuvinte. Desigur, vă cunosc foarte bine, sunteți un primar cu ștate vechi deja. Să le transmiteți de ce ar trebui, de ce ați dori să vă acorde votul. Eu doresc să invit pe 27 septembrie toți cetățenii din familia Saraiu, spun eu familia Saraiu pentru că consider că suntem o singură familie cu o singură inimă, să vină la vot, să voteze cu conștiința și să voteze continuitatea. Noi știm că prin continuitate putem implementa tot ceea ce ne-am propus, tot ceea ce ne-am propus și a devenit realitate, este pentru întreaga comunitate. Doamnă primar, vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți împlinire în ceea ce întreprindeți, să aveți de asemenea împlinire în proiectele pe care le demarați și pe care doriți să le continuați în viitorul mandat și sper că la poate o următoare întâlnire să vedem schimbările cu ochii noștri. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, iubesc familia Saraiu și sunt convinsă că împreună vom continua. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția realizată aici la Saraiu. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la proxima întâlnire, toate cele bune!